Ia uite! Doamna Gianina, la mulți ani! Mulțumesc! Știm că schimbați prefixul, așa că noi venim la dumneavoastră astăzi să vă urăm un sincer și călduros la mulți ani! Să fiți sănătoasă și toate dorințele dumneavoastră să devină realitate. Că noi deja ne știți. Venim din partea cuiva drag sufletului dumneavoastră. Cineva care vă iubește mult de tot și a vrut ca astăzi să vă spună un mare mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut și ce o să faceți pentru aceste persoane de acum încolo. Și o să vă întreb eu. Cine credeți? Ia să vedem. Fina, Diana. Fina, așa ziceți? Eu sunt sigură. Deci, când are cine altcineva? Are cine. Vă mai țin puțin în suspans. Nu o să vă spun acum dacă e adevărat sau nu ceea ce mi-a spus dumneavoastră. O să am o melodie și o să am la final să vă transmit un mesaj. Dar întâi de toate am daruri pentru dumneavoastră. Am aici un tortuleț. Într-adevăr, dacă citiți pe tort, cred că se adeverește ceea ce a spus dumneavoastră, da. Am și aici o inimioară cu cea mai bună nașă, pentru că sunteți cea mai bună, cea mai iubită și cea mai frumoasă nașă, cea mai minunată, minunată, bineînțeles. O sticluță de șampanie, cine ne ajută cu asta, că nu cred că o mai puteți ține. Și un buchet de trandafir pentru o doamnă frumoasă și specială ca dumneavoastră. Puteți să-l țineți sau ne ajută tot așa cineva? Nu, ajută tu, bătă și mami. Așa. Haideți să vedem ce melodie a decis să vă dedice astăzi într-o zi de sărbătoare. Da. Ai picutul pe o mai nașă seara asta, ești frumoasă nașă de petrecere, să se vadă cine e. Ai picutul pe o mai nașă seara asta, ești frumoasă nașă de petrecere, să se vadă cine e. Haide nașa! Ce nașă frumoasă am din revista Neckerman. Hai de nașa joacă bine, lumea se uită la tine. Ce nașă frumoasă am din revista Neckerman. Hai de nașa joacă bine, lumea se uită la tine. Puse pe distracție. Se uită lumea la ele, parcă sunt fotomodele. Cum dansează nașele, puse pe distracție. Haide nașa! Ce nașă frumoasă am din revista Neckerman. Haide nașa, joacă bine, lumea se uită la tine. Ce nașă frumoasă. Frumoasă și minunată, bineînțeles. Și vor să vă mulțumească pentru că le sunteți alături, pentru că le dați cele mai utile și cele mai bune sfaturi și că sunteți acolo când au nevoie de dumneavoastră, că asta e cel mai important. Și acum, dacă aveți și o dorință înainte de a citi mesajul, să vă puneți dumneavoastră și să știți să plați în lumânările care să se îndeplinească, bineînțeles. La mulți ani. Și mesajul spune așa: te felicităm cu ocazia zilei de naștere și vă mulțumim cu ocazia asta că ați acceptat să ne fiți nași. Fie ca dragostea să te apere de tot ce e rău, norocul să fie cu tine mereu, îți dorim tot ce e mai bun în această lume, în familie să fie mereu pace și bunăstare, apropiații să fie mereu sănătoși, iar inima să nu te doară niciodată. La mulți ani, cu drag din partea viitorilor fiind Adrian și Diana. Așa este, ați ghicit din prima. N-am putut deloc să vă țin așa în suspans. Vreți și dumneavoastră să le spuneți câteva gânduri, câteva cuvințele? Le mulțumesc din suflet pentru surpriză. Mă așteptam. Nu știu de ce aveam un feeling, că prea m-am întrebat dacă sunt astăzi acasă și eram sigură și știam ceva, zic, mama, astăzi sigur vine Laura pe la mine. Da, eu le mulțumesc din suflet, nu trebuia, că eu știu oricum că sunt aproape cu gândul de mine. Le mulțumesc pentru tot.
Și-ar fi dorit să fie și fizic aici alături de dumneavoastră. Să vă cuprindă cu... Nu mai durează mult și o să vină și lângă noi fizic. Doamne ajută, să fiți sănătoasă și o zi frumoasă și vă mulțumim că ne-ați ascultat. Toate cele bune!